Înainte de a viziona, nu uitați să dați share, să vă abonați și să dați click pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile postări. Bună seara și bine v-am regăsit la un nou episod interviu cu români în Anglia. De această dată avem un invitat special, haideți să-l cunoașteți. Cum te numești? Constantin Ivan. De unde ești? Din București. De cât timp ești în Anglia? Aproape 2 ani. Ai reușit să trimiți bani acasă? Sau nu, sume foarte mari. Nu pot să spun că am trimis sume foarte mari sau că am strâns. Pentru că la început am avut destule greutăți cu actele, până mi-am făcut actele, până mi-am găsit casa să-mi chiriez, mi-am schimbat locul de muncă de mai multe ori, până mi-am cumpărat mașină, dar să zic că primele 6 luni de zile nu am strâns nimic și după care am început să-mi plătesc din datorii și am început să strâng bani, am fost acasă, i-am cheltuit, m-am întors și așa mai departe. Dar o sumă așa foarte mare nu a reușit să strâng, cel puțin nu până acum. Cât timp plănuiești să mai stai în Anglia? Nu foarte mult, cred că într-un an de zile s-ar putea să mă întorc în Japonia. Ne gândim să ne întoarcem pentru că Anglia, nu vreau să spun că ne-a dezamăgit, dar comparativ Anglia cu Japonia nu este ceea ce mă așteptam. Mă așteptam ca Anglia să ofere mai mult decât promite sau mai mult decât arată. O părere bună și una contra poți să ne dai despre părere Anglia. Bună este că financiar este mai bine ca în România, cu siguranță. Deci dacă nu te descurci în România și vii aici, ai puține cunoștințe de limba engleză, un permis de conducere, niște bani, deci îți poți asigura un trai decent, poți să deschizi o afacere mult mai ușor ca în România. Sunt destul de multe beneficii. Dacă vrei să pleci de la zero și ai și niște bani la început, să-ți deschizi o afacere, la asta mă gândesc, este destul de posibil în Anglia. Iar partea proastă este că dacă nu reușești să-ți deschizi o afacere sau dacă nu-ți găsești un loc de muncă care să-ți placă, o să te învârți în cerc și o să cheltui toți banii pe care îi produci. Adică dacă nu te calculezi foarte bine câți bani să cheltui pe mâncare, pe chirie, la fel. Dacă nu stai într-un share house, dacă nu stai la grămadă cu mai mulți, să-ți rămână și niște bani, atunci tot ce produci o să-i cheltui și toți banii se întorc. Și să zicem că duci acasă în vacanță la un an de zile și cheltui banii, vii și tot așa. Deci nu rămâi cu nimic, la fel ca în România. Te înveți cu un alt nivel de trai și și restul de bani baci în chirie și în asigurare la mașină și în alte plăți, facturi și așa mai departe și nu rămâi cu nimic. Ce ți-a plăcut cel mai mult și ce urăști la Anglia? Cel mai mult mi-a plăcut când am venit pentru prima dată. A fost acel impact că mergi într-o țară străină și vezi foarte mulți străini, să zic, ceea ce nu te mai face să te simți așa de străin, fiindcă știi că ei acceptă. Adică Anglia este o țară care acceptă străinii. Și că am văzut foarte multe magazine românești, să zic, am putut să... Dacă am simțit vreodată nevoia să mănânc ceva românesc, sunt magazine internaționale unde găsești produse românești, ceea ce în Japonia nu puteam să fac chestia asta. Și comparativ asta mi-a plăcut mie cel mai mult. Iar ce pot să spun că urăsc este faptul că englezii, în mare parte, nu vreau să spun acum toți, sau nu sunt eu în toate cazurile, că sunt și alți români care au avut alte experiențe față de mine, dar englezii sunt foarte reci, după părerea mea,
chiar și când glumesc, probabil că râd și glumesc cu tine și după aia te vorbesc pe la spate sau că te vorbesc pe la spate neapărat, dar tot străini ești până la urmă în țara lor și ei se consideră rasă superioară, iar tu tot timpul vei fi un imigrant care a venit să faci bani și trebuie să lași capul jos și nu valorez mai nimic. Asta am simțit, asta e părerea mea, cel puțin la locurile de muncă unde am lucrat. La început ți se vorbește frumos, se zâmbește, au nevoie de tine și când nu mai au nevoie de tine, nici nu te salută. Uneori tu salut și nici nu îți răspunde. Ceea ce nu mă așteptam să se întâmple în Anglia. Eu poate greșesc că compar prea mult Japonia cu Anglia și da, este o experiență care am avut-o acolo și când am venit aici mă așteptam. Sunt mult mai educați și sunt mult mai primitori, ceea ce eu pot să spun că nu. Poți să ne spui care este diferența dintre țările europene sau țările care le-ai vizitat-o și chiar și România? Nu pot să spun care este diferența dintre țările europene, că nu am fost doar în Anglia și în Japonia. Deci pot să spun dintre România și pot să spun dintre România și Anglia sau dintre Anglia și Japonia. Dar este foarte mult de vorbit. Pot să spun așa, ca diferență, salariile sunt mai mari în Anglia în față de România. Sunt cam similare, să zic, cu Japonia, Anglia cu Japonia. În România, să zic, dacă nu ai chirie de plătit sau ajutor de la familie, pot să zic că trăiești mai bine în România decât în Anglia. Dar în același timp, dacă în România nu aveai niciun sprijin și nu-ți găseai de muncă și vii aici, este foarte ușor să-ți găsești de muncă. Acum, dacă te adaptezi, nu știu dacă poți să te adaptezi sau nu. Comparativ cu Japonia, este foarte greu să intri în Japonia și dacă nu vorbești limba sau nu reușești să o înveți în câteva luni de zile, n-ai cum să te adaptezi. Dacă nu te ajută nimeni, n-ai cum să... Cel puțin pentru momentul acesta, că se preconizează să dea drumul mai mult la granițe și să primească mai mulți străini muncitori, mă refer la Japonia. Și nu știu ce strategie o să adopte ei, cum o să facă chestia asta. Pentru că până acum în Anglia s-a intrat fără viză, fără nimic, pur și simplu intri, știi un pic de engleză, sunt foarte mulți români. Dar în Japonia, de exemplu, sunt super puțini, poate cei mai puțini din lume, în Japonia, că se intră foarte greu. Și cam atât să zic, nu știu ce să mai zic despre un mesaj acest subiect. Și un mesaj pentru românii care vor să vină... Nu veniți în Anglia decât dacă este ultima variantă, ați încercat tot în România și nu credeți că nu mai aveți de ce să stați acolo, că ați încercat tot și nu s-a putut nimic. Eu nu zic vindeți tot, renunțați la tot și veniți aici. Dacă n-ați mai plecat niciodată în altă țară, s-ar putea să fie un șoc și să nu vă adaptați. Sau dacă nu vorbiți limba engleză, am mai făcut o grămadă vloguri despre chestia asta. Și pot să spun că cel mai indicat ar fi să vedeți cum e și după aia să aveți totuși șansa de a vă întoarce în cazul în care ceva nu iese cum trebuie. Dar nu aveți ce pierde, eu nu regret că am plecat, nu regret nici Anglia, nici Japonia. Acum plănuiesc să mă întorc în Japonia, dar nu regret că am venit în Anglia, că altfel nu puteam să văd care este diferența. Și mă gândeam tot timpul acolo, fiind acolo, mă gândeam cum este o țară asiatică față de una europeană. Și cred că este o diferență foarte mare. Deci ăsta ar fi sfatul meu. Veniți, încercați, dar nu înainte să fiți convinși, să fiți siguri 100% că nu mai puteți locui în România. Altfel, și aici este destul de greu. Altă întrebare mai? Dragnea, altă întrebare. Ok. Acolo o să faci tu un cheie.